Salut și bine ați venit la o nouă ediție în această minunată emisiune pe care o fac aparent lunar pe YouTube, în care analizez împreună cu voi, vreau să zic, dar de fapt vă analizez ce ați mai pus aici pe Reddit, așa că respect tuturor care au contribuit la postări aici pe Reddit și ăsta este un ceai verde. Față de tura trecută, am depășit 100 de membri și ne adunăm la și ajungem chiar la 122 de membri, lucru care înseamnă că puteți să veniți și voi, adică dacă n-ați venit, aveți linkul în descriere către acest minunat Reddit. Promit că nu se mai întâmplă nimic, adică încerc să nu se mai întâmple nimic cum am pățit tura trecută cu acea chestie care s-a întâmplat aici cu... În fine, știți, m-am scris pe community. Sper să eliberez persoane mai potrivite tura asta și să nu se mai întâmple chestia asta. Dar bun, azi vorbim despre ce ați mai postat voi aici și ce mai așteptă să facem. Nu sunt bun la făcut chestii în Photoshop. Sorin și noua sa freză de radieră. Uite-te la JoJo Bizarre Adventures, by the way. Da, cred că... Dagger, da. Stai, JoJo Bizarre Adventures, da, o să-l văd. Cred că dacă l-aș fi văzut, ar fi fost mai contextul, așa mi-aș fi dat seama la ce te referi aici, dar așa nu-mi dau seama. Dar da, îl am în vedere să-l văd, așa că, da, la un moment dat va apărea. Mișto Photoshop, by the way. Cancerino? Ce e asta? Mersi, Spinel. Spinel la TV! Da! Uite, era o idee mai bună dacă îmi dădeai un tag pe Instagram, știi, adică și mi-arătai chestia asta și îți dădeam și eu share la story că fac asta de acum. Apropo, dacă îmi dați tag pe Instagram la un story relevant, cât de cât, vă dau și eu un share pe story-ul meu, adică o să apară și pe canalul oficial de Instagram, care desigur este în descriere. Da, am renunțat la canalul vechi, îl aveți pe cel nou în descriere, acolo crește și el ușor, ușor, așa, pe zi ce trece. Sorry, but I have activated my anti-Hell, share. Bun, am înțeles. E bine. Ah, de ce mai fac să citesc așa? The person above has been shot by my hella guy, Blaster, and their 100 hella gay. Da, așa e. Bun. Adică ești hella gay, că postarea ta e fix deasupra acestei postări. Ok, bun, am înțeles. Fancast. Da. Așa e. Și totul, să știi că aștept un film cu Teen Titans, la un moment dat cred că vom primi și acest film. Poză de profil. Eu. Poză de profil pe Zoom. Da. Bun. N-am folosit Zoom, nu știu exact cum e treaba cu aplicația aia, am auzit că e un fel de Skype. Din fericire n-a fost nevoie să o folosesc, pentru că toată comunicarea mea are loc pe Skype și pe Messenger și WhatsApp, deci n-am folosit, dar cred că vă trebuie dacă sunteți la școală, că muzica aia se folosește. Am auzit, nu sunt sigur, n-am verificat, e ceva aplicație chinezească, deci asta înseamnă că datele tale nu sunt chiar în cel mai safe loc. Lucru valabil și cu TikTok. Deci dacă aveți cont acolo, pare rău. Un chinez probabil v-a luat toate datele și le folosește undeva. Bun, m-am semnat pe el ca să nu crezi că l-am furat. Sunt Submariner, dar mi-am schimbat contul ca să am nume de pe YouTube. Bun, foarte bine. Mr. Doom, My Life, Comics, Memes, Star Wars, Potatoes. Da. Star Wars. Și Potatoes. Dar de ce Potatoes? Ai greșit, trebuia banane acolo. Cum arată de fapt 5G? Pentru că cum arată de fapt turnurile 5G? What 5G Star Wars looks like to normal people? What 5G Star Wars look like? Da, adevărul că m-am întâlnit cu el. Se mai plimbă pe aici. Chiar m-a întrebat cineva dacă e real și într-adevăr e real. Ce nu bagă Sorin în seamă? Disney în 2020, Behold, Marvel, Pixar. Century Fox, nu ca să nu te mai stau. Da. Bă, dar în 2020 nu știu exact ce mai apare. De fapt, stai, nu. Da, suntem în 2020. Da. Nu știu, multe chestii s-au amânat. Și... Cred că vor apărea la un... Fac, am dat ceai pe jos. Când zic când își activează puterea de banană. Așa, așa se întâmplă, da, mă fac strălucitor. Stai, Mimon, îți place de o fată, ți-ai spus pentru Mim, ea râde, ea râde. I-a plăcut Mimon.
Da, așa e cel mai e cel mai bun mod de a-ți arăta sentimentul față de o fată prin intermediul unui meme. Bun! Kenruto Kakashi, Uchiha Clan. Uite-și pe ăsta. Bun, măcar să-i fost o banană. Se vede din rău, se vede correct translations. Excuse me, I'm an apple. E mișto totuși că faci, ești pe Duolingo și eu am un strict destul de mare acolo, ia asta, dacă l-am pe franceză. Hit that, next achievement, reach 180 day streak, bam! Încearcă să mă bați acum. Where does it hurt? Mai târziu, dar merită. Headache, stomachache, după antrenamentul lui Da, adevărul este că antrenamentul acela lui Johnny Sins, cred că l-am simțit vreo 3 zile, până l-a făcut luni, parcă, și până miercuri m-am simțit. Nu mai fac niciun antrenament din genul, mi-a ajuns, e ok. Aștept să se deschidă piscinele, dar încă aștept. Și cred că am să mă fac vânător dacă nu se deschid sau nu știu ce. Aș vrea să se deschidă piscinele, dar nu știu când, din ce citesc. Nici nu se știe dacă se vor mai deschide. Așa că na, deocamdată facem antrenamentul lui Johnny Sins. Bun, hai să mergem mai departe. Corrupted Sorin. Da, Sorin când mai se Bă, din fericire aici la țară pot să ies din afară din casă, știi? Și încerc să-mi găsesc chestii de făcut, de exemplu, bine, în afară de treaba mea, mai ies prin grădină, mai ud chestii, mai tai chestii. Mi-a luat chiar și o lamă fără motiv, nu știu de ce, nu mă întrebați. Dar mi s-a părut mie mișto. Nu știu dacă ar trebui să o arăt aici pe YouTube. Așa, bun. Așa, vă ziceam că mi-a luat cuțit. Nu știu la ce folosește. Dar fiind la țară și stând mai mult în aer liber, nu știu, îi găsesc că o trebuințare, nu știu, dar e mișto că are și chestia asta de, cum îi zici, de, să pornești focul, are și fluier. Da, așa sunt eu când nu mai ies din casă, vedeți, mă apuc să cumpăr chestii utile. O transformare de banană, Sorin Universe. Steven Universe, Sorin, da, așa e, mai nimerit eu să... Ok, bărbați, mi-a YouTube star. Păi dacă ajungeam să ajung un star de genul, probabil că eram pe o altă platformă, știi, nu? Nu eram aici, dar da, ai dreptate, așa e. Te înveți cu băieți. Când vii acasă la nevastă ta și ești beat. Tu așa faci. Așa fac. Dar ce e aia? Stai de acasă. A, ești pe motocicletă. E bun. Eu, ce ziceți mie, că 100% genre. Da, așa e. Așa e. Și mi-ai făcut poftă și de un chips și ghici ce? Aici sunt, am doar o cooperativă, o alimentară și în general nu prea au mâncare. Așa că mi-ai făcut poftă și nici n-am de unde să-mi iau, deci să-ți fie rușine. Eu, ce ziceți? Da, un cal foarte bine făcut. Ce ziceți? Ia hai să vedem ce să zic. Da, cam așa e. Uite, o idee foarte bună. De cusut n-am mai cusut. LOL. Da. Nici nu mi-amintesc ultima dată când am folosit un ac. Și cu toate că atunci când eram mai mic, mai foloseam totuși ac. Dar acum nu. Acum prefer de fiecare dată când se rupe ceva, arunc și mi-au altceva. Nu. Adevărul România. Da, cam așa e, da. Content de calitate. Spider-Man 4, Final Tom Holland, Sam Raimi. No! Da! E doar un meme. Bă, cred că am ajuns la capăt, nu-i așa? E doar un meme, sper că nu te simți serverul de Discord. Da, dar am înțeles din nou ideea, da, serverul de Discord. Îmi place totuși că mi-am amintit iarăși de treaba asta. Va veni la un moment dat, nu știu când exact. Dar da, îl voi găsi. Bă, cam am terminat cu memes-urile. Hai să vedem ce mai este prin trending. Că... Ah! Ah!
Bun, hai să mergem. Dar nu, nu vreau să dau că mi-au copyright, dar sunt curios de versuri. Hai să... Mamă, ce-am ratat. Cum se cheamă asta, vedea că... Abi, câinele meu. Zdreanțo, a venit velea. Cum a venit, a și plecat și toată lumea l-a uitat. Ai 50 de ani, ești un sclav. Dă-te-n... Cum îți permiți tu să-mi faci dis la anii tăi? Credeai că o las așa și că nu... Hai să folosesc totuși vocea mea de comentarii de la final. Bun, hai că imediat. Eu te-am dezglopat, dar eu te îngrop. De ce ești și tu să fii trepăr? Dar nu ți iese deloc. Spune-mi de câți ani n-ai mai văzut văiut. Văiut, așa spune. Un loc în top, până să mă iau de tine, erai uitat de tot. Viața mea, de acum ești dreanța mea. Îmi bat joc de tine cum vrea inimioara mea. N-ai ce să mai faci. N-ai unde să fugi. Te-am iertat de atâtea ori. Acum e vremea să-mi o... Băi, el chiar îl jur așa că... Da, mișto. Dar îmi place că e foarte explicit, știi? Adică folosește înjurături. Ăsta e primul lucru când faci o piesă. Să pun înjurături cât mai multe. Și eventual să-mi arăt și... Bișca. Mi-a arăt și brișca. Sunt agresiv. Iau toate vedetele din țară la mișto, să tofticați pe mine că fac mai ce vreau. În fine, da, am înțeles mesajul, este un mesaj foarte agresiv, foarte rău. Aș vrea să văd și răspunsul, dar nu mă mai interesează. E ok, bun. Bă, cam asta este cu clipul de azi, vă mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați și de linkurile de la descriere, mi-am deschis un cont de Instagram nou, încerc să-l pornesc de la zero, nu știu exact cum vreau, de fapt de la zero, deja are câțiva followeri, deci dacă n-ați venit acolo, intrați acolo, postez zilnic și m-am gândit să postez și un content care se leagă cumva mai mult de ceea ce fac eu și aici pe YouTube, vă pun chestii din desene, din filme, din seriale, în fine, și bineînțeles poze cu mine dacă vreți să vă pun și o poză cu mine când sunt la vânătoare sau ce. Sau ceva, nu știu, găsesc eu. Aveți și Reddit-ul la descriere, îl găsiți acolo. Puteți posta pe Reddit. Spune și voi face de fiecare dată când se adună postări pe Reddit. Adică cam o dată pe lună, eu zic că e suficient pentru această emisiune minunată. Bun, gata, cam atât. Vă las și mai vorbim și vă mai spun una alta la un moment dat.